Traian Băsescu a cerut în anul 2009, la începutul anului 2009, acum 2 ani de zile, la bilanțul tot al Serviciului Român de Informații, ca serviciul să se implice în lupta cu crima organizată la nivel teritorial, toți liderii interlopilor să fie monitorizați, să se conlucreze cu poliția. Începutul anului 2009. Păi nu a aflat Traian Băsescu de cele 120 de dosare al lui Bercea Mondialu, că era unul din liderii interlopilor din județul Olt și din toate învecinate de acolo? Adică când s-a dus să danseze cu el la masă, deja știa informațiile astea? Ca să vedeți cam cât preț pune Traian Băsescu pe informațiile care îi se dau. Și în momentul, dar am mai avut un caz similar cu, nu știu, una, Roxana, prințesa Ardealului, tot așa, care era, avea tot așa activitate interlopă, în familie, cumva. Păi Traian Băsescu trebuia să știe de la servicii că acești oameni, că doar le-a cerut să-i furnizeze informații. Iată că n-a ținut cont, ulterior l-a introdus și pe fratele lui în această poveste. Probabil că există un intermediar aici, că eu nu pot să cred că un om ca Bercea Mondialu nu s-a gândit niciodată cum poate el scăpa dintr-o asemenea ananghie.